ați ajuns aici, în aceste condiții puțin încurajatoare. Eu sunt Magdalena Mărculescu, directorul editorial al Editurii 3 și vreau să vă invit la acest eveniment. Este printre ultimele lansări pe care noi le facem înainte de vacanța de vară și venirea dumneavoastră va fi răspândită cu o lectură și o carte care vă vor îmbogăți vacanța de vară. Mi-a rămas în minte o vorbă pe care a spus-o Dance Mihăilescu la un moment dat, care a fost întrebat el ce citește vara și a spus, sau vacanțe, și a spus o chestie de genul, bine, dar abia aștept să vină vacanța, atunci mă apuc și eu și citesc cărțile pe care mi le doresc, cărțile mai serioase, pentru că altfel trebuie să citesc repede cantități mari și nu am timp să îmi aleg. Cam așa este și pentru noi editorii, deci vă mulțumesc că sunteți aici și vă recomand această carte. Vă spun câteva cuvinte despre această colecție Contributors, care este o creație de echipă, o muncă de echipă a noastră cu Podnews și Contributors, cu site-ul Contributors, pentru că noi publicăm cărți academice, cărți pentru publicul larg, psihologie, literatură, istorie, filozofie, facem acest lucru de 25 de ani. Dar ne-am dorit la un moment dat să creăm o colecție de analiză contemporană, o colecție cu cărți scrise de academicieni, de oameni specializați, de oameni capabili să facă o analiză riguroasă, tăioasă și în același timp pertinentă a lumii contemporane. Propunerea a venit din partea site-ului Contributors și a fostului meu coleg de facultate, Lucian Popescu. El este, de fapt, inițiatorul acestui proiect și pentru că el a fost cu ideea, pe el o să-l las să vă spună câteva cuvinte despre ce a făcut cu această colecție, în care până acum am publicat cărți de analiză politică, o analiză a Mihai Maci, iarăși foarte interesantă, a sistemului academic românesc, universitar românesc, și iată și o carte de istorie a economiei în perioadei comuniste în România. Lucian, te rog, generează o discuție, Da. Este a patra carte din colecția Contributors. Este o carte, să zicem, de nișă, dar care cred, sper să intre și în manualele școlare, fiindcă s-a scris destul de puțin bine despre economia românească în timpul comunismului. Nu aș vrea să întind prea mult, aș vrea să îi dau cuvântul domnului Opriș, care să facă o scurtă prezentare a cărții, după care vor urma invitații și la sfârșit domnul Opriș va trage concluziile și vor urma întrebările. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint o carte pe care am inițiat-o în urmă cu 4 ani, când am venit întâmplător la București cu o problemă de serviciu și m-am întâlnit cu domnul Lucian Popescu pentru prima dată la sediul Hot News. Și în acel moment deja discutam despre un proiect. Acesta a fost începutul. Domnul Lucian Popescu a insistat foarte mult pe problemele economice pe care eu le abordam în cadrul materialelor pe care le publicam pe Contributors și până la urmă a ieșit această carte. M-a bucurat foarte mult mesajul pe care l-am primit de la doamna Eberhard în legătură cu coperta cărții. Nu am știut cum se face o copertă, dar aceasta respectă litera și spiritul cărții. Prima jumătate, albui, color, reprezintă textele mele, iar jumătatea alb-negru reprezintă documentele care sunt incluse în carte. M-am gândit la un echilibru pentru această carte, jumătate texte, jumătate stenograme. Și mi-a plăcut foarte mult cum s-a colaborat cu editura,
cu doamna Magdalena Mărculescu, cu doamna Eberhard, cu domnul Eberhard. Și acum, după două luni de gânduri, cum va ieși cartea, o aveți în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult invitațiilor care vor vorbi astăzi despre ceea ce am realizat. S-ar putea să spun înainte ceea ce ulterior s-ar putea să regret. S-ar putea ca invitații să aibă și anumite opinii critice. Dar le mulțumesc pentru faptul că au avut răbdarea și puterea să citească înainte volumul pe care l-am realizat. Îi dau cuvântul acum domnului Murgescu. Mulțumesc mult și pentru invitație și pentru prilejul de a fi citit această carte. Sigur că ea este rodul unei colaborări în Contributors, unde mi-aduc aminte că am citit mai multe articole decât sunt aici, legate inclusiv de economia din perioada de dinainte de 1989. Bine, acum foarte recent a fost unul foarte interesant despre mandatari. Da. Deci, cred că există o perspectivă pentru volumul 2, care se poate contura deja. Nu știu dacă editura ce o să zică, dar din punctul de vedere al interesului cititorului există aceasta. Eu am luat-o băbește ca istoricul economiei numărând 14 articole, 17 documente, așa, articolele pe o plajă mai lungă de timp, documentele concentrate pe epoca Ceaușescu, din diversele secții ale fondului CC al PCR, păstrat la arhive, extrem de interesante. Pe lângă aceasta, documentarea propriu-zisă și în corpul articolelor se văd și căutări care au fost fie în Polonia, fie în arhive americane, deci mai sunt și alte surse decât cele strict păstrate la noi. Aceasta este bine, sigur că la un moment dat poate va fi interesant de adunat și de pus într-un volum sau pe un site și documentele care sunt în alte arhive decât cele din București, dar astea nu are sens să discutăm despre ce se mai poate face, ci merită să ne concentrăm pe ceea ce s-a făcut în acest volum, pentru că s-au făcut multe lucruri foarte bune. Sigur, volumul nu este o monografie completă, ci exact așa cum spune titlul, aspecte ale economiei românești în timpul războiului rece. Sigur că, într-un fel, războiul rece vine să dea seamă și despre unele dintre componentele politico-militare ale care sunt evidențiate în acest articol. E o discuție cât de mult s-a dus războiul rece și, la un moment dat, dacă a mai fost de stindere sau elementele care s-au complicat în timp. După cum, de asemenea, România a avut, și se arată și aici foarte bine, și o știm și din alte studii, și aceasta, și o poziție de punte între cele două blocuri, sau în orice caz a cochetat și cu Occidentul destul de mult o perioadă semnificativă de timp. Este, în esență, un set de miniaturi pe care le avem aici, extrem de interesante, fiecare în parte. Unele sunt, aș zice, într-o formă care practic închide dosarul cu bine, adică ne lămurește, aș zice, chiar până la capăt sau, în orice caz, suficient de mult ca să putem considera că e o etapă în cunoaștere care, unde suntem pe teren foarte solid și putem fi mulțumiți. Mă gândesc chiar la primul articol despre datoriile către Germanii, către România și ale României către Germania la finele celui de-al doilea război mondial. De asemenea, la achizițiile Taromului, ce a cumpărat ca aeronave, mai sunt și altele. Deci, în alte părți, evident, progresul de cunoaștere există, dar
încă rămâne să se mai sape, fie în alte arhive decât cele care au fost folosite de către domnul Opriș, fie în literatura secundară care există uneori destul de bogată. De exemplu, discuția despre criza datoriilor, evident, nu se termină în acest articol și sunt foarte multe contribuții care au apărut sau apar în continuare chiar în acest an sau în viitorul apropiat. De asemenea, rămâne o temă fabuloasă, dar care va necesita mult mai multe eforturi cu exporturile românești în Statele Unite, unde aici doar ni se dă aperitivul care să tenteze pe viitorii cercetători. Acum, eu aș mai spune câte ceva, dar nu știu dacă în acest moment m-am uitat pe Hot News și am văzut anunțul că este o dezbatere despre industria românească în vremea comunismului. Acum, că la asta participăm noi. Și stăteam și mă întrebam cât este de adevărat sau nu. Sigur că, într-un fel, când vorbești despre aspecte ale economiei românești, trebuie să ții cont că industria era o parte importantă a economiei, că a fost majoritară chiar în venitul național, cum se spunea atunci, în structurarea forței de muncă, în tot ce vrem. Și aici sunt articole despre industrie, dar nu sunt numai despre industrie aici. Și documentele, de asemenea, joacă și ele feste și se referă la mult mai multe lucruri decât strict la industrie. Rămâne să discutăm exact dacă rămânem pe discuția referitoare la carte, dacă plutim și ne lăsăm derivați spre discuția referitoare la industrie. Sunt multe lucruri de spus aici. Nu aș vrea să epuizez tot ceea ce mi-a stârnit lectura acestei cărți. Aș prefera să dau microfonul colegilor și să-mi păstrez dreptul de a mai interveni pe parcurs, dacă este bine. Cu bunăvoința moderatorului. Domnul Vasile Buga. Domnule Lăbătuș, nu că eu sunt în postură aici, am simțit o mică. Deja v-ați făcut, v-ați făcut proba de maestrie. Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să-l felicit pe Petre pentru acest nou volum pe care l-am citit cu atenție. Ce am remarcat, afară de faptul că sunt două părți, studii și documente, că unele articole, studii, au un puternic conținut polemic, în care încearcă să aducă noi informații, să lămurească anumite opinii. Am menționat și domn profesor cu datoria Germaniei. Alte aspecte ar fi chiar și modul în care liderii comuniști încercau să aducă profitul din statele occidentale fără a plăti taxe aferente, ducându-mă cu gândul la discuția despre companii, despre corporațiile care operează în România și care își externalizează profitul. În același timp, am remarcat atât din studii cât și din documentele publicate, că o parte din lipsurile economiei interpelice se regăseau și erau discutate și de către comuniști, cum ar fi atât lipsa resurselor, cât și a unor specialiști, dar și inferioritatea tehnologică a României. Iar ca remedii, un articol care mi-a plăcut și documentul aferent, cred că documentul numărul 8, cum au încercat liderii comuniști să treacă peste această problemă. Iar modul în care au încercat liderii comuniști ne aduce aminte de un subiect care a ținut atenția presii ceva timp, cel al plagiatului, cel al copierii unor brevete, unor tehnologii, fără a plăti drepturile de autor și inclusiv încercarea lui Ceaușescu, adică directiva dată de el subornaților săi, să copieze și să nu-ți facă griji de ce o să spună ceilalți, pentru că oricum atunci când vor exporta
produsele vor modifica astfel încât să nu, să nu se prinde. Un alt aspect care... Un alt aspect care preiese din, atât din studii cât și din articole, sunt cu acele produse refuzate la export. Inițial voiam să vin cu un document din Arhiva Mare, un document făcut de reprezentanții României la Bruxelles, în care arătau ce anume reproșau partenerii comerciali ai firmelor românești acestea. Iar principalele reproșuri țineau atât de faptul că nu livrau la termen, cât și de faptul că trimiteau produse care nu respectau standardele de calitate, cerând reprezentații diplomatici, cerând ca statul să intervină pe lângă producătorul român, astfel încât să remedieze lipsuri. De asemenea, aș avea... aveam o critică, dacă pot să-i spun după aceea, pentru că nu are rost, nu e foarte importantă. Cred că mi-ar fi plăcut ca anumite documente să insiști puțin mai mult asupra personajelor care apar în text, astfel încât să înțelegem ceva și în biografia lor. Desigur, asta e în fapt minor. Cum felicită încă o dată și, la fel ca domnul Mugescu, aștept și eu continuarea, mai ales la partea cu mandatarii. Știu că Vlad Pașca a scris la un moment dat despre mandatari. Bună seara tuturor! Mă bucur că o asemenea temă prezintă interes pentru dumneavoastră. Vreau să-l felicit pe autor. E cunoscut, nu știu în ce măsură asistența sau o parte din asistența îl cunoașteți. Eu l-am remarcat pentru preocupările dânsului legate de organizarea tratatului de la Varșovia. Foarte interesantă lucrarea despre licențe străine pentru produse civile și militare. Industria de apărare, un alt volum. Îl apreciez foarte mult ca cercetător. Extrem de serios, foarte ambițios și, aș adăuga, foarte curajos. Și cartea aceasta demonstrează că e foarte curajos. O să vă invit pe dumneavoastră să citiți, să remarcați singur curajul pe care îl manifestă vis-a-vis de o serie de aspecte ale economiei românești și mai ales a competenței cadrelor actuale. Am apreciat foarte mult faptul că a apelat la arhive, la documente de arhive, mai ales după ce în mass media au apărut, după cum știți și dumneavoastră, toate informația cea legată de arhivele germane, despre așa zisă datorie a Germaniei față de România de 18 milioane de euro. Miliarde de euro. E suficient să te duci la document să-ți dai seama că s-au înșelat cei care au făcut acest lucru. În sprijin, dacă îmi permiteți, document din arhivele sovietice în 48, în 7 februarie, după semnarea tratatului de bază cu Uniunea Sovietică, a avut loc o discuție la care a participat Ana Pauca, Gheorghe Udeș, Petru Gros a abordat această problemă a reducerii datorii României la activele germane. Discuția a fost cu Molotov, pe care domnul Escăl cunoașteți. Molotov a fost categoric împotriva reducerii. A dat exemplu Ungarii, al Finlandei, care a început să deja să plătească. Ana Pauca este cea care propune reducerea de la 150 de milioane de dolari la 20-30 de milioane. Molotov a promis că guvernul sovietic se va gândi și, într-adevăr, în martie Stalin i-a scris cu Groza și i-a comunicat că decizia guvernului sovietic de a reduce la 50 de milioane de dolari, asta vis-a-vis de activele germane. Deci cât de important este să te duci să vezi arhiva. Un aspect, pentru a întregi puțin, pentru că, așa cum spunea și domnul profesorul Mugescu, sunt aspecte ale economiei în timpul războiului rece,
pentru a întreci imaginea legată de economia românească în această perioadă. Eu mi-amintesc de discuțiile din 53, din iulie 53, de la Moscova, între delegația a Partidului Muncitoresc Român și o delegație sovietică, unde erau Grei, Malenkov, Hrușov, Molotov, Kaganovici, unde conducerea română este, cum se spune, aproape umilită, supusă unei critici extrem de vehemente. E vorba de perioada de după moartea lui Stalin. Criticile se referă la investițiile neraționale, la abandonarea satului, agricultura, unde e o situație, cum se spunea, catastrofală, îi îndeamnă producătorii români să fie atenți, mai ales la legătura cu poporul, să se gândească la faptul că nu are cine să-i ajute, trebuie să se ajute singuri. La un moment dat este și replica lui Molotov, ați obișnuit să vă gândiți că sunteți sub protecția Uniunii Sovietice. Vreau să spun că fără această protecție nu rezistați nici două săptămâni. Deci că a fost, eu am și caracterizat această întâlnire ca un duș rece pentru conducerea română. Atunci s-a luat și decizia privind abandonarea lucrărilor la canalul Dunăre Marea Neagră. A fost criticat și planul de construcție al canalului Dunăre București. Hrușov a fost cel care a spus că asta e de acum e o fantezie, vorbind despre anul 1953. M-am uitat în documentele de arhivă sovietice dacă există o asemenea analiză și o asemenea discuție și cu alte țări socialiste. Presupun că da, n-am găsit decât un document care face o analiză. Analiza e făcută de ambasada sovietică la Varșovie, în decembrie 54, unde cam în aceeași termen se pune problema. Mi-ați spus că doar 5 minute, eu am câteva observații punctuale, dar eu zic să curgă discuția. Vorbeam aici despre cadre. Dumneavoastră aduceți un document din 71, renumit, mă rog, Paimosoan 71, Ceaușescu vorbește despre CPK, care pregătea cadre de partid, de stat, în principal cadre de partid și de stat, deci nevoia de cadre era. Pentru că unul din motivele care au făcut ca la noi să fie foarte dificilă trecerea aceasta de la perioada de război la perioada de la un nou sistem a fost absent lipsa cadrelor. N-aș fi de acord cu dumneavoastră când îi caracterizați, nu vreau să spun cum, în bloc. E adevărat, vă referiți la cadrele care ieșiseră din închisori. Dar în perioada aceea erau și cadre foarte bine pregătite. Despre Gaston Marin, o să spuneți cum era foarte pregătit. Vijoli, care... Vijoli a plătit că a fost pregătit. A plătit, da. Dar era într-adevăr, da, nu mă refer la perioada de mai târziu, când, într-adevăr, au fost cadre și, dacă mă refer pe plan economic, numai la Burtică, la Ștefan Andrei, Bărlădeanu, care face cumva trecerea, deci existau cadre, dar nu suficiente. În legătură cu datoria externă, eu mă bucur că ați abordat această problemă, domnul profesor s-a referit și dânsul la faptul că da, achitarea precipitată, anticipată a datoriei externe a fost, și eu împărtășesc această părere, o greșeală, una din marile greșeli ale lui Ceaușescu. Când vorbea domnul profesor Murgescu despre datoria externă, cred că și ce a apărut în continuare, a apărut volumul acesta interesant al profesorului Ion Alexandrescu, care un studiu al lui Cornel Ban de acum mai mulți ani, care este absolut fundamental. Da. Ultima este asta care a fost de curând prezentată la BNR. Întrebarea, exista o alternativă sau nu? Părerea mea este că exista. Au fost și Polonia avea 45 de miliarde
de dolari datorie în acel an. Ungaria avea 18 miliarde de dolari datorie și, dacă nu greșesc eu, au fost cumva, s-au manifestat mai multă înțelegere față de ei, care n-au luat această hotărâre atât de drastică. Vin mai târziu, pe măsura discuțiilor, dacă va fi necesar, noi și v-ați vă ferici din toată inima, pentru că abordați o problemă, aș zice, e aridă pentru foarte mulți, nu știu cât apetit au oamenii pentru a citi probleme care sunt legate de economia românească. Dar mi-amintesc o discuție la Moscova, eram în spatele unui doamne, una mai în vârstă și o fată, erau vânzătoare la un magazin. Și cea mai în vârstă îi spunea, fiecare mar pare cumpărătorul ei, așa că sper că și printre dumneavoastră vor fi cumpărători să ai aceste cărți. Citiți-o, vă spun sincer, pentru că merită, pentru cei care vor să cunoască istoria în această perioadă, cu bune și cu rele. Și v-aș invita la un exercițiu, luați 20 de ani după război, după 45, din istoria României, opriți-vă la anii 80, luați 20 de ani și comparați cu 20 de ani după 89. Și trageți dumneavoastră concluzie. Mulțumesc! Mulțumesc comentatorilor cărții pe care am realizat-o și voi începe explicațiile cu provocarea pe care mi-a lansat-o domnul Murgescu. Îi mulțumesc, planul este deja făcut, l-am discutat încă o dată în urmă cu o jumătate de oră, vom vedea cum vom realiza până la urmă acest plan, deoarece există un interes deosebit pentru industria de calculatoare, pentru industria de armament și muniții, pentru discutam despre companiile, societățile mixte create de România cu statele africane și din Asia, astfel încât în 1973 a fost o discuție întreagă pe tema asta și până la urmă s-a constituit o comisie economică, economico-socială, care să analizeze posibilitatea. Aceste companii au dispărut brusc în 1990. Nu spun nimic de Crescent, nu spun nimic de... Trec mai departe. Domnul Dumitru Lăcătușu apreciază documentele și, într-adevăr, în volum am încercat pe cât posibil să fac, contrar obiceiului meu, note de subsol cât mai mici. Asta nu înseamnă că data viitoare nu voi face. E vorba de formatul cărții. Lucian mi-a dat cartea precedentă din colecție și am încercat pe cât posibil să înscriu așa ceva și să înscriu materialul meu astfel încât să nu obosesc pe cititor. Data trecută cu licențele mi-a spus, puteai să treci notele de subsol la sfârșitul capitolului și eu nu fac așa ceva, nu-mi place. În consecință, fac ceea ce materialul respectiv și cei de la editură m-au înțeles. Sper, dacă nu m-au înțeles, oricum au făcut cum am dorit eu, ceea ce m-a bucurat enorm. În aprilie, după Paștele Catolic, când totul a fost, ca să zic așa, eu eram pregătit să o fac, să o realizez în acest format. Domnul Vasile Buga, care m-a ajutat enorm cu ideile și cu cărțile sale și cărțile realizate împreună cu Dan Cătănuș, pe care le-am citit de la coadă la cap și de la cap la coadă. Aici probabil că se convine să vă spun gluma aceea cu Henry Kissinger, care a fost întrebat de un ziarist, dacă este evreu, nu ziaristul, Henry Kissinger. Și Henry Kissinger a răspuns, eu în primul rând sunt cetățean american, în al doilea rând sunt secretar de stat și de-abia în al treilea rând sunt... Și ziaristul i-a spus, da, aveți dreptate, dumneavoastră evrei citiți de la dreapta la stânga. Cam așa se citește și această carte, în cazul în care nu vă interesează direct opiniile mele referitoare la perioada pe care o am analizat. Revenind la domnul Buga și la... am fost subiectiv.
recunosc. În momentul în care am pus pe toată lumea în aceeași oală. Bineînțeles, domnul Buga știe foarte bine opinia mea despre Gaston Marin, mi-am exprimat-o în cartea precedentă și se cuvine la un moment dat să fac o analiză, dar pentru asta va trebui să fac următorul volum, astfel încât să corectez în cazul în care se consideră de către cititor că e o greșeală. Acum se cuvine să spun cum am început această carte. Citesc de ani de zile la serviciu, deși nu e voie, revista presei. Mă uit pe site-urile principale, primele 15 minute le dedic României, într-un fel sau altul. Am o anumită libertate. Și am observat că de 10 ani, cel puțin, Banca Națională a României este atacată din trei direcții. Prima, celebra datorie externă a Germaniei, care a fost anulată în 1947. A doua direcție, rezervele valutare, rezervele de internaționale de aur ale României depozitate în străinătate de Banca Națională. Repet, statul român are rezerve internaționale de aur depozitate în străinătate prin intermediul băncii naționale. Aurul respectiv nu este al băncii, al statului este. A treia problemă, rezolvată pe cale juridică, arenele BNR. Sunt trei direcții. Nu știu dacă e un principiu al vaselor comunicante în acest aspect. Dacă cineva care are foarte mulți bani alimentează într-un fel sau altul pentru a pune mâna pe arenele BNR. Revenind la direcția a doua, mă gândesc, domnul Mircea Suciu, prieten, m-a ajutat ieri să regăsesc un document francez, cum s-a blocat aurul României după naționalizare în 1948 în Franța. În volum este cum s-a blocat aurul în Elveția. Blocarea aurului înseamnă în mod și a fost blamat Aurel Vijoli pentru faptul că a lăsat să se blocheze acel aur, mai bine se repatria aurul respectiv, așa era opinia în 1952. Repatrierea aurului înseamnă în mod automat, în opinia mea, o renaționalizare. Asta se dorește în România acum? Ne gândim la ce? La rezerve energetice, la gazul din Marea Neagră? Se vrea din nou crearea Petrom? Se vrea din nou? Nu înțeleg. Acesta e motivul pentru care am abordat în prima parte, plus că este vorba de cronologie, problema băncii naționale. O văd. Dacă eu o văd, presupun că și alții o văd. Și atunci ne întrebăm, încotro mergem ca direcție economică. Banca Națională nu are nicio vină în chestiunea aceasta. Dar este prinsă, deoarece există anumite persoane cu idei multe, voioase, ca purecii pe câine. Nu mușcă, dar nici nu te lasă să trăiești. Revenind la carte, mi-a plăcut să scriu despre aviație, deoarece tatăl meu a fost pilot. Mama nu a acceptat multă vreme să vadă doi copii și soțul zburând în același timp. Până la urmă, viața a demonstrat că fiecare are rostul său și fratele meu a fost la un moment dat campion național de planorism, tata a zburat până în 1986, eu am luat cariera cu artilerie și ulterior istorie. Istoria pentru că în 1978 am venit la București pentru prima dată, aveam 9 ani și am primit cadou de la verișoara tatălui meu, Stella Antoaneta Știrbu, care era redactor la revista de statistică, am primit cadou colecția revistei Magazin Istoric. De acolo a început tot. Și aveți în față finalul. Sper că nu am abuzat de timp și finalul până în acest moment. Bun, mai un aspect mi-am adus aminte de avionul pe care l-am văzut pe aeroportul Otopeni, se scria pe el Republic of Egypt. Când uneori se mai întâmplă să am idei. Ieri când am venit pe Otopeni era avionul respectiv și mi-am adus aminte că trebuie să scriu despre
muniția pe care România a exportat-o în Egipt în 1977-1978 prin OSA, prin Organizația Statelor Arabe. Muniția, în primul rând, proiectile reactive nedirijate, celebrele Katyusha, muniția. S-a exportat masiv. Și acest lucru trebuie cumva abordat. Însă există documentele, le-am fotocopiat de mult, tot așteaptă. La fel cum așteaptă și programul nuclear, cum așteaptă și societățile, cum am spus, societățile mixte, româno-africane, româno-asiatice. Sunt asemenea documente și merită să fie publicate, comentate, analizate. Altfel, am inspirație acasă. Ați amintit de mandatari. Am scris despre, în articolul de alertă care a apărut, despre un cetățean polonez care până la sfârșitul anilor 2000, deci din anii 70 până la sfârșitul anilor 2000, a fabricat kit pentru geamuri. Geamuri, kitul respectiv se folosea în primul rând la sere. Am întrebat-o pe Carina, logonica mea. Știi ceva despre mandatari? Voi n-ați avut mandatari în Polonia. Nu, am avut. Cine? Bunicul meu. Și mi-a spus, bunicul său, împreună cu doi angajați, până în anii 2000, când a apărut siliconul și până în momentul în care cetățenii polonezi nu au mai făcut sere multe, până atunci a fabricat singur ca mandatar kit pentru geamuri. Mai era un subiect? O întrebare și două completări sau unul, nu mai știu câte. Primul rând legat de problema aurului. M-am uitat peste document și am văzut, nu știu cifrele, că din 51 și până în 52 cantitatea de aur depozitată a scăzut brusc, extrem de mult. Care ar fi explicația? Adică n-am... A doua ar fi o completare legată de specialiști. Unde am văzut documente publicate. La un moment dat Ceaușescu invocă lipsa unor specialiști și acuză pe proiectanți, pe ingineri, de faptul că nu erau în stare să copieze nu știu ce model, ce tehnologie importate, cumpărate. Și atunci aduce în discuție problema recuperării vehiculelor specialiști. Când apare un document, în document apare sintagma vehiculelor specialiști, se referă în cele mai multe cazuri la cei de dinainte de 23 august. Din ceea ce am văzut, deși se susține că s-a produs o ruptură totală între vechii specialiști și cadrele comuniste, cel puțin o perioadă bună, până în 50 ceva, chiar și în domeniul economiei au mai existat specialiști, cum ar fi, de exemplu, cei din familia lui Igor Alexandrescu, inginer chimist cu studii în Anglia, care, până la sfârșitul anului 50, au ocupat funcții de conducere în sistemul, adică în întreprinderile chimice, la Pitești, după aceea a fost transferat. Nu doar el, la un moment dat chiar și Ernest Ene, care a fost și ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului, în perioada interbelică, a avut funcții. Cred că sunt mai multe cazuri de genul ăsta în care, până să se formeze anumite cadre, durează să formeze un specialist, s-au folosit de cei vechi. Atât timp cât nu erau împotriva regimului, cât își vedeau de treabă. Cu aurul este o problemă. Documentul pe care l-am publicat a apărut pentru prima dată în România în revista Magazin Istoric. Ulterior l-am publicat în primul volum pe care l-am scris despre industria românească de apărare. Ce se întâmplă cu acel aur? Cu acel document. Este din 1966, semnat de Manea Mănescu și trimis direct lui Nicolae Ceaușescu. Nu există niciun fel de explicație referitoare la aurul, la cantitățile de aur, de ce s-au redus. Putem numai să presupunem. 1. E vorba de blocarea aurului în străinătate datorită naționalizării, deoarece s-au făcut naționalizări și aici probabil că s-a făcut scăderea cu aurul din Elveția, aurul din Franța, aurul probabil din Marea Britanie, din Statele Unite. Se pare că este vorba și de un efect al deciziei lui Iosif Stalin, decizia din ianuarie 1951 de a reînarma statele comuniste
și România a fost obligată să intervină, să dezvolte un masiv un program de înarmare în decurs de 3 ani. În 1953, în ianuarie, Ana Toma, personaj aici, întreabă de ce România nu a plătit 10 tone de aur pentru armamentul și munițiile pe care le-am promis Cehoslovaciei, și era vorba despre avioane MiG-15 și tancuri T-34, s-au promis 10 tone de aur în schimbul armamentului. Și Miron Constantinescu a spus, nu știu despre ce este vorba, ea era deja ministru ajuns la comerț, la comerțul exterior, și a aflat după aceea că cineva a promis. Și după aceea și-a adus aminte că a promis așa ceva la Budapesta, când a fost într-o vizită. Mi-am adus aminte și despre... referitor la cadre, sunt de acord. La povestea... trebuie analizat caz cu caz, pentru a înțelege că nu toată lumea a fost inamic, nu toată lumea a fost considerată inamic de către comuniști, dar asta nu înseamnă că nu au fost utilizați. Este normal. Lumea trebuie să trăiască, lumea trebuie să înțeleagă faptul că este bine să îți vezi de treabă, să fii specialist pe domeniul tău. Acum, problemele strict politice le-am trecut pe plan secund. Nu analizez, din punct de vedere moral, dacă a fost bine sau nu a fost bine pentru o anumită persoană. Și mi-am adus aminte de ceea ce vreau să spun anterior, datoria externă a Poloniei. Cum au rezolvat parțial polonezii problema cu Germania? Știu de la Karin. În 1990 apare chestiunea reunificării Germaniei și Polonia avea o datorie imensă pe care trebuia să o plătească pentru produsele germane, vest germane, importate în anii 80. Nemții au venit și au spus, recunoașteți reunificarea Germaniei, ne-au ajutat pe reunificarea Germaniei, și polonezii au zis, da, dar vrem frontiera la, pe Oder Neisse. Germanii au zis, da, ne ajutați, și atunci uităm de datoria pe care voi aveți față de Polonia. Și cum uitați acest lucru? Că nu se poate. Cum explicați acest lucru față de Germania? Poloniei față de Germania. Cum explicați acest lucru cetățenilor germani care au plătit taxe și impozite? Simplu, facem o fundație. Și au creat o fundație polono-germană de bună vecinătate, colaborare și ajutor economic reciproc. Care a fost menționată în tratatul de prietenie, colaborare și bună vecinătate pe care l-au semnat în momentul în care, înainte de a se reunifica Germania. Și în felul acesta, această fundație funcționează de 25 de ani. Există un institut la Varșovia, un institut la Berlin. Director la Varșovia sunt doi directori, unul polonez, unul german. La Berlin, un director polonez, unul german. În permanență organizează diferite activități culturale, educative, colaborare polono-germană. Și toată această datorie a fost trecută pe fundație. Statul polon are datoria să acționeze pentru ca această fundație să fie menținută. Pe de altă parte, nemții sunt interesați să își promoveze politica prin intermediul acestei fundații. Este un joc win-win. Ambele câștigă. Și datoria respectivă a fost trecută pe fundație. Nu mă înțeleg, mai vrea doar să intervin. Doar o singură chestiune aș vrea să intervin, dar s-a discutat despre cadre și aici aș vrea totuși să nuanțez ceva. Sigur că erau folosiți și au fost folosiți din vechile cadre. Sigur că au fost folosiți mai ales cei care s-au oferit să intre în coliziune directă cu regimul. Dar faptul de a-ți vedea de treabă nu era o garanție că la un moment dat nu te duceau un pic pe la o închisoare complet pe motive eratice.
putea să fie ura cuiva din care îi stricai ploile în întreprindere sau în minister, putea să fie un vecin care te turna pe diverse lucruri, puteau să fie foarte multe lucruri, adică regimul nu era din acest punct de vedere luminat și echitabil să folosească totul. Au fost multe situații de oameni care au avut de pătimit din nimic. S-a fost simplu motiv de timonat. Da, motive în fine, așa. Dar cu atât mai mult trebuie să avem în vedere ceea ce această viziune să-i vezi pe fiecare în toate nuanțele lor. Și acest lucru este valabil și pentru cadre, să zicem, tehnicieni, specialiști sau ceva. Uneori e valabil și pentru cei care au fost în structurile de conducere. Sunt stenogramele aici, te ajută mult dacă stai să citești cu atenție și să vezi cine din când în când mai încerca să mai pună un bemol și cine din potrivă își făcea paradă de ignoranță și de prostie supralicitând ceea ce zicea șeful. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt interesante, chiar documentul 8 la un moment dat, acolo vă invit să găsiți pe cine scrie, spune acolo că să nu exagerăm, că nu ne crede nimeni. Este cineva din comitetul executiv înalt care spune asta acolo și mai spune și alte lucruri, cursul ăsta de revenire este fals și așa mai departe. Sunt și alții care dau proba supremă a imbecilității și incompetenței și ticăloșiei lor și care sunt majoritatea. Documentul acela, eu vă spun, trăisem poate prea mult cu impresia că tezele din iulie, pentru că documentul de fapt este în contextul tezelor din iulie și cel care e comentat de fapt în stenogramă sunt chiar tezele, sunt în mare măsură rodul minții lui Ceaușescu și al umorilor sale. Și evident are rolul său important, dar dezmățul celor care vin cu idei și supralicitează în cadrul Comitetului Executiv îți aruncă o lumină de toată rușinea pentru majoritatea, nu pentru toți, dar pentru majoritatea celor care ajungeau în funcție și spune problema care politologii și alții o discută mult mai mult a faptului că de la un anumit nivel în sus incompetența și sugărnicia erau calea regală și cei care scăpau să mai fie și competenți și cât de cât onești scăpau din greșeala sistemului, nu potrivit sistemului. Întrebarea mea nu este nici cu răspuns sugerat, nu este nici tendențioasă și nici cu tentă naționalistă, cum au fost precedentele întrebări. Și este punctuală, cinstită și pe bună. În ce măsură plimbarea lui Nicolae Ceaușescu cu caleașca la Londra în 1978 se datorează sau nu, chiar întrebare pe bune, contractului semnat de Ceaușescu cu Rombac? Și tot în zona asta de, cum să spun, implicații politice ale unor afaceri, unor elemente economice, în ce măsură vizita lui Charles de Gaulle mai 1968 se datorează salvării de către, așa am citit și eu, de către Ceaușescu a uzinelor Renault prin contractul cu Dacia. Dar în principal mă interesează, s-a spus că plimbarea cu caleașca și tot acel ceremonial care este arhicunoscut de toți și de care încă foarte mulți îl cred și îl supraevaluează, s-a datorat sau nu, sau a fost sau nu plătit cu bani prin acest contract. În primul rând, trebuie să subliniez faptul că Nicolae Ceaușescu nu a acordat niciun interviu niciunui ziarist român acreditat în presa din România. Nu avem niciun fel de interviu din partea lui. El a acordat interviu numai pentru ziariștii străini, inclusiv pentru ziariștii străini cu origini românești. Dar în România, din 1865 până în 89, nu există așa ceva. Nu avem niciun fel de mărturie vie din partea lui să răspundă la întrebări. Nu există așa ceva. Din acest motiv, revin la anul 1978, nu vom găsi probabil
niciodată răspund așa la această întrebare din partea lui Ceaușescu. Vom găsi din partea altor surse, surse indirecte. Putem să presupunem faptul că el a fost plimbat cu caleașca, deoarece el urma să semneze niște documente în care se arăta că România este interesată să fabrice 82 de avioane. BAC-111 în România în următorii 10 ani. Ulterior, în iunie 1979, se semnează un contract pentru 25 de avioane. În carte veți vedea un document referitor la fabricarea în România în 10 ani a 100 de avioane Fokker 614. Planul este mare, dar în realitate capacitatea de producție este limitată. Din 100 faci 25, din 82 faci 25. În realitate nu au fost capabili să facă 3 avioane în momentul în care s-au avântat în 1984 în Statele Unite, să vândă primul avion care fusese fabricat, al doilea era în probe, iar al treilea urma să fie fabricat. Și ei vreau să vândă deja 10 avioane în Statele Unite, în condițiile în care în Statele Unite existau deja norme privind poluarea fonică. Și se punea problema remotorizării avionelor respective. Deci revenim 1968 de Gaulle. Renault. Povestea s-ar putea să fie nu despre Renault, s-ar putea să fie despre Citroen. Citroen a fost salvat de România, de acord, pe tema asta în 1975-76. Citroen care intrase în lipsă de capital. Orsic, da. Citroen cu proiectul Orsic. Și fusese cumpărat de Peugeot. Peugeot a spus, bun, vreți proiectul Orsic Citroen? Luați-l. Dar noi nu am fost capabili să-l facem în timp util. Da, aș mai vrea și eu să intervin cu două aspecte. Unul deja s-a spus, în esență, când s-a făcut contractul cu Rombacu, era deja depășit tehnologic și ecologic și din acest punct de vedere șansa să ieși cu el pe piața mondială era foarte mică sau necesita costuri suplimentare foarte mari. Întrebarea însă dumneavoastră cu legată de vizită și de caleașcă și respectiv după aceea de Charles de Gaulle. Nu avem răspunsurile a le căuta în România sau la partea română. Aici discuția este de căutat explicațiile sau motivațiile sau documentele interne din Marea Britanie. De văzut ei cum au judecat lucrurile. De văzut lucrurile nu din perspectiva Bucureștiului, ci din perspectiva Londrei și inclusiv câte alte situații de acest fel au mai fost. Pentru că nouă ne place, pentru noi a fost un caz singular că Ceaușescu a fost cu caleașca reginei în Anglia. Dar caleașca reginei în Anglia n-a fost folosită numai pentru fundul lui Ceaușescu. Deci, din acest punct de vedere, e de văzut din perspectiva de acolo cât de important era acest lucru, ce elemente au contribuit la hotărârea să-i se acorde acest privilegiu și așa mai departe. La fel în ceea ce privește pe Charles de Gaulle, problema nu este neapărat că România a plătit ca să vină Charles de Gaulle, nu este asta, de altfel Dacia a și fost un caz de succes, nu a fost una din afacerile bune. Dar discuția este de văzut din perspectiva Parisului și fără să fi făcut cercetări de acest fel, în mod clar de Gaulle avea și motive geopolitice importante dincolo de componenta economică a relației acesteia care contau. De asemenea, din câte am citit despre de Gaulle, sigur că avea grijă și de componenta economică, dar deciziile lui erau luate în funcție de multe alte criterii și criteriul economic nu era niciodată primul în afară de anumite lucruri speciale. Nu cred că aici, dar este o impresie doar foarte superficială, adică nefăcând cercetări. Cineva însă poate să se ducă frumos la Quai d'Orsay, la președinția Franței, să vadă exact cum au fost discuțiile acolo, de ce să vină de gol în România sau... Îmi puteți lua doar o dată, dacă este permis să intervin, da. Pentru că nici documentele prime, cele de la Londra, nici cele despre de Gaulle, nu sunt declasificate. Vor fi. Șerban, vor fi.
Știu că soția ta, Alina Pavelescu, a publicat în Arhivele Totalitarismului în 2004 sau în 2005 stenograma discuției dintre Nicolae Ceaușescu și De Gaulle. Sunt mai multe documente, sunt 3 sau 4 documente din arhivele franceze. Da, nu, e vorba de... Și l-a publicat în limba engleză, deci surse există. Nu, important este să cunoști... Să nu confundăm planurile. Una este nivelul acestor documente politice, da, care în cea mai mare parte a fost declasificate, și alta este vorba... Și domnul Buda poate să spună foarte clar, știe foarte bine care sunt dedesubturile, altea sunt dosarele care fundamentează sau decid cum se va decurge o vizită. De acord. Și alea de obicei nu prea se declasifică. De acord cu tine. Dar vreau să revin. Discuția este publicată în limba franceză din 2004 sau 2005. L-am avut de dimineață în mână. Cartea respectivă mă interesa subiectul. Aș avea o întrebare pentru tine, da, totuși. Întrebarea mea este următoarea. Tu chiar consideri că exemplul a soluției pe care l-ai invocat de rezolvarea de problemei datoriei Poloniei cu Germania la sfârșitul războiului rece poate fi aplicat la situația românească? Nu. Să nu uităm un lucru. Polonia, la vremea respectivă, avea ceva de oferit. Germania avea nevoie de ceva de la Polonia. Eu, unul, când mă gândesc la România în 1989, la cât de izolată politic, geopolitic și economic era, mă îndoiesc profund că cineva, dacă am pierdut măcar un leu datorie, ne-ar fi iertat de el. Ca asta, apropo de ce spunea și domnul Buga, vis-a-vis de datorie, era sau nu bine să plătim? E foarte ușor, a posteriori, să spunem, mamă ce proști am fost. Problema este, dacă ne ducem în epocă și ne gândim așa, unul, care erau constrângerile politice și ideologice ale regimului, deci parametrii în care funcționa regimul, doi, care erau constrângerile pe care le inducea mediul politic internațional, pentru că era o presiune foarte mare, care nu mai era nici pe Polonia, nici pe Ungaria, nici pe Cehoslovacia, care aveau și alternativă politică, aveau și o mulțime de alte lucruri și care reușise să desfășureze această presiune pe care le simțiseră în anii 50-60, care venise acum în anii 80 pe România, mă întreb dacă sau nu a fost viabilă această decizie. Putem spune aproape sigur, chiar și în condițiile n-a fost viabilă, dar nu putem fi atât de categorici. E vorba de logica internă a unui regim. Este foarte bine să abordăm subiectul acesta și să-l discutăm. Da. Și încă un lucru, a apărut domnul Buga, a semnalat cartea domnului Ion Alexandrescu despre datoria externă și despre... Cartea a apărut la editura Oscar Print și este neprețuită. Spune neprețuită pentru că nu are preț. Am încercat să o cumpăr și nu reușesc. Eu o să plec duminică înapoi, n-am reușit să ajung la editură pentru a cumpăra, spre deosebire de editura 3, care permite tuturor să cumpere așa ceva. Deci, din punctul acesta de vedere, vreau să cumpăr, dar nu știu cum. La următorul deci, aici, la următoarea vizită a mea în România, probabil în toamnă. Mai sunt întrebări? Vreau să intervin apropo de discuția cu British Aerospace. Există un punct de vedere al părții britanice. Da, știu. O mărturie a secretarului comerțului din epocă în documentarul BBC The King of Communism, cred că cândva prin 2006, în care povestește, bineînțeles, la posteriori și puțin romanțat, de efectul de persoasiune pe care doreau să-l obțină asupra lui Ceaușescu cu caleașca și cu titlurile onorifice acordate Lenin Ceaușescu, pentru că Ceaușescu dorea să achite avioanele în bunuri, prin alte contracte, pe când ei doreau doar valută. Și că a fost obținerea unui compromis în sensul acesta a fost singurul sau principalul scop pentru care l-au plimbat foarte ceremonios. A fost o negociere, este normal. Contractul general era de cel puțin 150 de milioane de lire sterline. Nu știu să fac echivalarea în acest moment în dolari. S-ar putea să fie 200-250 de milioane de dolari. Gândiți-vă că este foarte mult. Ceaușescu a insistat să se plătească în nave, 85.000 de tone de duai, parcă, 4 nave pe care vrea să le fabrice la Constanța, insista pe bunuri. Țevi petroliere și portocale, spuneau. Deci aveau anumite idei. Dar povestea este că
dacă te angajezi într-o asemenea acțiune și nu reușești tu să-ți îndeplinești partea, partea engleză te execută. Este normal. Aici este vorba de bani, nu este vorba de ideologie. Despre... Ai semnat, răspunzi. Din păcate, nu s-a mers bine cu programul PAC, da, era uzat moral. Și mai mult decât atât, vreau tot așa în contributor și ulterior la editura 3, să spun ceva și despre proiectul ARENS. ARENS, AR-404, propus de americani în 1980-1981, s-au făcut negocieri pe tema asta, era un avion bimotor de transport, containerizat, militar, n-a mers nici acel proiect până la urmă. Au vrut să facă IAR-ul 90 în 1968-69 cu motor de elicopter franțuzesc și nu s-a reușit. S-a dorit să se colaboreze la un moment dat cu Sikorsky, compania americană care vrea să producă 100 de elicoptere astfel încât România să nu producă elicoptere Puma și să producă în schimb elicoptere. Dar elicopterele Puma pe care le-au luat au fost cu aparatură clasică pentru elicopter de transport civil, care ulterior noi le-am făcut militar. Tabloul de bord este diferit la elicopterul Puma militar franțuzesc față de elicopterul Puma militar românesc. A fost diferit de la început și ulterior au intervenit pentru o upgradare. Și upgradarea s-a făcut cu bani. Deci în permanență noi am fost cu 2-3 pași în urmă. Asta se întâmplă când iei licență. Și ajung la ceea ce a spunea domnul Podeanu la un moment dat, ce facem acum? În niciun caz licențe. Ajutați-i pe cei care fac cercetare la Cluj, că toată lumea vorbește acum în presa online pe care o citesc despre IT Cluj, ajutați-i pe oameni, cuplați oamenii pe care îi avem în România și lăsați-i, nu-i mai bajocoriți pentru faptul că lucrează pentru străini. E o nebunie chestiunea aceasta. Nu că o simt eu, eu sunt cu un singur steag român, nu am alt steag. Dar sunt alții care întreabă, dar de ce voi vă comportați așa? Și mă întreabă acasă, dar tu de ce ești așa de polonofil? Și eu întreb, dar tu de ce ești așa românofilă? De ce îți place așa de mult în România? Pentru că îmi plac roșiile, îmi plac castraveții. S-a dus în piață și a negociat prețuri mai mici ca mie și am zis, data viitoare mă faci de râs, data viitoare te duci singură, îți dau bani și te duci și cumperi. Pentru că tu vorbești în limba română așa cum vorbești și reușești să obții prețuri mai mici decât obțin eu. Eu cumpăram, asta e situația. Noi trebuie să învățăm de la polonezi în cazul în care se vrea acest lucru să se negocieze, să se vorbească, să fim mai deschiși. Pe de altă parte știu foarte bine problemele politicii care sunt afectați. Și ei sunt afectați. Și ei au pienset plus, 500 plus, adică să dea 500 de zloți pentru al doilea copil și de la 1 iulie vor să dea 500 de zloți și pentru primul copil lunar. Și lucrul acesta înseamnă 500 de zloți în fiecare lună pentru copilul respectiv. Și ce s-a întâmplat în momentul în care au lansat programul respectiv în urmă cu 2 ani? După 3 luni de zile, ce s-a întâmplat? Au crescut brusc prețurile la mașinile second hand de 3.000-4.000 de zloți, 3.000-4.000 de lei. Asta s-a întâmplat. Este vorba și de educație. Mai sunt întrebări în sală? Adaus, așa? Nu că mi-a fi plăcut mult să ascult părerile dumneavoastră legate de și de carte, dar din păcate nu aveți. Încă o dată, vă rog frumos, fac și propagandă aici, cumpărați-o pentru că nu știți ce pierdeți. S-a vorbit mult despre tehnică, despre aviație. Cred că a fost o poveste de succes pentru că dumneavoastră vă referiți. Avionul de antrenament școală IAC-52. Că m-am bucurat că acum 3 ani, la Bacău, s-a sărbătorit, cred că 40 de ani sau 60 de ani, nu, de când a început să producă această fabrică. Și mă bucur că IAC-52, adevărat, cu alt motor, 40 de ani. Zboară, ceea ce e foarte important. Apropo de tot de aviație, sunt mai apropiate relațiile cu Uniunea Sovietică. Am studiat mai mult aceste aspecte.
scrieți în carte spre achiziția 3 aparate IL-62. În 71 s-a luat decizia, în 72, în decembrie, ambasadorul sovietic Adina Ceaușescu, un demers oficial, de acum, pentru supărați, pentru că noi am renunțat la achiziționarea celor 3 aparate, am rechemat în țară 100 și ceva de specialiști care erau la pregătire și au interpretat lucrul ăsta ca un gest politic. De două ori subliniază ambasadorul sovietic acest lucru. Ceaușescu a explicat, au fost câteva accidente, nu erau siguri în exploatare și ăsta a fost motivul pentru care am renunțat. Nu pentru că nu aveam cu ce să plătim, pentru că Ceaușescu a spus, cumpărăm alte avioane de la voi, alt tip de avion, dar nu IL-62. Ulterior, spre sfârșitul anilor 80, s-a vorbit despre participarea României la construirea avionului IL-114. N-a mai fost să fie. De altfel, această dorință noastră de a construi avioane, de a participa la construcție, a fost manifestată. Am văzut stenograma întâlnirilor din 65, când a fost Ceaușescu în vizită la Moscova. A lăudat aviatorii români, specialiști români în aviație și am dovedit în unele cazuri că suntem capabili să facem acest lucru. Și încă o remarcă legată, pentru a avea un tablou așa general și nu a plecat numai cu o frântură, era bine dacă discutam aici procesul de modernizare a industriei românești, începând din timpul Gheorghe Udej, 63-64, și continuat de Ceaușescu. A fost, părerea mea este că a fost foarte bine, noi am importat foarte multe. Atunci a fost perioada când am și obținut credite, am cerut credite, dar nu pentru fantezii, ci pentru întreprinderi, măsurile de întreprinderi, și eu mă amintesc că mergeam cu delegațiile sovietice în uzinile din România, cu utilaje din Marea Britanie, RFG, Italia, Japonia, și cei din delegație întrebau, păi voi sunteți țară în curs de dezvoltare, că așa ne plăcea să ne spunem. Cu utilaje astea nu le avem noi. Eu vreau să vă spun tricordava, acum e ușa. Am fost în acest combinat care exporta cea mai mare parte a producției. Delegațiile sovietice, am văzut în arhive impresiile unei delegații pe lumea Rusului, remarcau faptul că erau foarte multe tinere, erau între schimburi, lucrau, de-abia atunci deprindeau utilajele, pentru că erau într-adevăr moderne față de ce aveau în unele întreprinderi de textile din Uniunea Sovietică. Deci ceva s-a făcut. Greșeala, asta e o părere, nu a unui economist, eu sunt filolog, greșeala a fost supradimensionarea acestui industrie noastră, mai ales în metalurgie și în petrochimie. Faptul că noi aveam capacități de prelucrare a aproape 30 de milioane de tone de petrol, în condiții în care România în anii buni a avut aproape 13 milioane producție, noi trebuia să importăm încă 20 de milioane. Acesta e și motivul pentru care în ultima perioadă Ceaușescu bombardează cu Brejnev, după aceea pe Cernenco, pe Cernenco cu succes și pe Gorbaciov ca să obținem petrol din Uniunea Sovietică. Noi, până în 84, primeam o cantitate foarte mică și nu în condițiile care primeau și țările membre ale care de-abia în 84, în timpul Cernenco, s-a acceptat cererea României de a obține o cantitate de 5 milioane de tone, dar în contrapartidă cu produse care mergeau pe valută. Polonia primea în jur de 16 milioane de tone de petrol, RDG-ul 19 milioane, Ceoslovacia apropiată de RDG, eram cam la urmă. Domnul, noi totuși aveam producția noastră de petrol, iar capacitatea aia sporită s-a bazat pe petrolul care urma să vină din Iran. Păi asta păi și spun că e... Vodar, marea rafinărie, tot petrolul de acolo se baza. Nu, că eu am spus de capacitățile de prelucrare, fără să ținem cont de faptul că nu aveam
resursele necesare. Luați metalurgia, călărașul, în plin bărăgan, tu n-ai minereu de fier, n-ai energie electrică suficientă, trebuie să-i importi și apicat... Dar minereu dacă mergea prin voi locul. Dacă, cu Grigove Rogu, duceți-vă acum și să vedeți, sunt numai pasnici acolo, că știu ce-am băgat. Dacă nu știu, după 30 de ani, fiți seama, e foarte. Da. Pentru că mi s-a părut interesant partea pe care le-ați deschis cu Polonia. Le găsiți în carte. Comparație. Polonia-România, datoria extra. Mă gândeam dacă ați scrie o carte seminar despre Polonia. Până la urmă, sunt diferențele așa de mari, polonezii nu tot ca noi au crescut. Poate printr-o copy-paste sau... am asistat săptămâna trecută la o lansare de carte și era despre dogmele în perioada anilor 70 în Polonia. Dogmatismul s-a manifestat și în România și în Polonia în același mod. Pe noi ne interesează partea noastră. Noi nu analizăm dacă polonezii sau cehii sau sovieticii se descurcă, cum se descurcă cu principiile comunismului. Aici vin la principiile comunismului, pentru că de aici pornește până la urmă problema în România, ideologia. Ideologia funcționa și în Polonia. De acord, și în Polonia, ei au dat kicks, au capotat înaintea noastră. Dar asta nu vreți să faceți poli. Da, de acord. Mă refer la anii 70. În anii, ce au făcut, revenind la carte, ce au făcut polonezii? Polonezii aveau datorii 27 de miliarde de dolari în anul 1980, în condițiile în care România în acel moment avea datorii de 10,9 miliarde de dolari. Deci datorii de 3 ori mai mare pe exact aceleași principii de economie. Și ce au făcut polonezii la un moment dat, la începutul anului 80, nu am scris acest lucru în carte. Au luat legătura cu cei de la Massey Ferguson să facă o mare fabrică la Ursus, în apropierea Varsoviei, de tractoare. Proiectul a căzut. Fiatul 125P l-au fabricat până în momentul în care au primit o altă licență, Fiatul 127, după care au făcut Fiatul 132. Pe lângă România, revenim și... Mașinile respective se exportau. Ceea ce se cumpăra pe piața poloneză era Maluch, Fiatul 126P, care era de 3 ori mai mic decât Fiatul. Dujum Fiat, Maluch Fiat. Deci sunt două mașini. Aia mică trebuia neapărat să fie cumpărată de polonezi. Dar asta nu înseamnă că nu se ducea la export. Deci ai două linii de fabricație, aceeași probleme și la Dacia și la Fiat, productivitatea muncii era diferită. Toate produsele care se refuzau de către polonezi, de către piața externă, intrau pe piața poloneză. Același lucru se întâmpla în România. Deci există similitudini. Problema este în ce măsură aspectele politice, ideologia regimului, permite economiei să fie flexibilă, să caute bani, cu alte cuvinte. Mă scuzați, da. Problema este că dacă trage linie, în momentul ăsta vom vedea că România, cu toate decalajele aici, nu mai are industrie, dar nici Polonia nu mai are industria pe care o avea, nici Cehia, dacă e să ne gândim că nu sunt de la Skoda, dar Tatra, spre exemplu, a dispărut. Gândiți-vă la un simbol, vedeam pe sub șantierele noastre, Stalovahola, nu? Faimoasă excavatoare, da. A dispărut. Dintr-o discuție personală pe care am avut-o la Varsovia, îmi spunea, tu ești român? Da. Foarte bine că nu ați desfințat Dacia. Dacia este simbol pentru ei. Și l-am întrebat, dar de ce? Pentru că noi am distrus Fiat, polski Fiat. Ei nu au simbol. Ei se bizuie pe simboluri, nu pe producție efectivă, nu pe eficiență. Ei au în minte moral. Este produsul nostru. Și noi am păstrat ceea ce acum ei regretă. Simbolul Dacia. Asta nu înseamnă că Dacia este românească 100%, sunt nicio formă. Deci aici este povestea. Da. Aș dori să intervin și eu un pic, în primul rând cu o chestiune de principiu. Nu spuneți niciodată România nu are industrie.
România are 30% din produsul intern brut, poate în unii ani 31-32, în fine... 24%, dar România și Cehia au proporție peste Germania deja ca proporție, da. Deci cel mai industrializată Europa, România, Cehia. 24, aș vrea să verific cifra. 23 ani, trecut 24 acum 3 ani. Ne mai uităm. Bun. Deci are industrie, are industrie, nu mai are aceeași industrie, nu mai are aceleași fabrici, nu mai are uneori nici aceleași sectoare industriale, dar până la urmă evoluția în acest domeniu este o chestiune care este firească și nu este specific, nu este un excepționalism românesc. Nu pot să vă spuneați, dar aici trebuie pus și ce înseamnă să ai industrie când este practic lor, nu? Nu e neapărat ce numai lor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai controlezi tu industrie. Suntem într-o economie globalizată. Și cred că aici e mult de discutat. Însă aș vrea să revin, pentru că ideea comparației pe care ați adus-o dumneavoastră este o idee extrem de fertilă. Și l-aș încuraja pe domnul Opriș să meargă pe această filieră. Polonia e un caz foarte interesant. Sigur că aici ați adus numai câteva din situațiile referitoare la investițiile din anii 70, epoca Gerec are niște lucrări care evidențiază răul management polonez. Există chiar în Germania o sintagmă economie poloneză care nu este deloc flatantă pentru prietenii noștri polonezi. Dar dincolo de aceasta ar permite să vedem și ceea ce este diferit și excepțional în unul sau altul dintre cazuri și ceea ce este până la urmă elementul comun dat de sistem. Și aici eu nu aș merge atât de mult în direcția ideologiei, avem o tendință uneori să supralicităm ideologia, dar sunt și mecanismele instituționale și felul anume cum funcționează întreprinderile, instituțiile, ministerele, planificarea, anumite lucruri care au sigur și o anumită componentă ideologică, dar sunt mult mai multe lucruri, pentru că să nu uitați că și în acel sistem exista o anumită distanță între ceea ce se spunea și ceea ce se întâmplă efectiv. E și o diferență între mentalul colectiv. Sunt foarte multe caracteristici pe care nu le-am inclus în această carte. Sunt doar câteva aspecte, câteva elemente pe care am încercat să le pun în evidență, în principal elemente mai puțin cunoscute. Iar documentele se bazează pe aceste elemente. Într-adevăr, trebuie să revin probabil la proiectul din 2008, criza poloneză la începutul anilor 80 și reacția Partidului Comunist Român, o carte pe care am publicat-o la editura Universității Petrol și Gaze din Ploiești. Trebuie să revin probabil la cartea respectivă, unde sunt și documente. Vom vedea. Dar, într-adevăr, ideea este bună de comparat sisteme. Din păcate, comuniștii nu au comparat, la un moment dat le era teamă, probabil de cosmopolitism, probabil de național-comunism în cazul României, nu știu. Dar, în general, am întrebat pe cercetătorul polonez care a avut o teză de doctorat despre dogmele în Partidul Comunist Polonez și el mi-a spus, nu avem așa ceva, nu a existat niciun grup de reflecție în interiorul Partidului Comunist Muncitoresc Unit Polonez care să analizeze alte state astfel încât să-și pună economia la punct în funcție de elementele pozitive din alte economii sau din alte doctrine, din alte... Nu au avut așa ceva. Și nici noi n-am avut, se cunoaște foarte bine cine a condus România în anii respectivi. Deci nu există asemenea elemente. Și într-adevăr, o istorie paralelă, România-Polonia în domeniul economiei, ar fi o teză de doctorat foarte bună, dar asta înseamnă să cunoști limba polonă, pentru că arhivele în Polonia așa sunt. Și referitor la surse, există un site, există pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe polonez documente în limba română și în limba polonă. 69 de documente oferite de Ministerul Afacerilor Externe a României pentru a colabora și ei au așa ceva. Nu știu dacă noi avem. Nu am căutat. Nu vreau să spun că am căutat și n-am găsit. Spun doar că nu știu. Vă mulțumesc mult pentru participare și
Vă aștept la volumul al doilea. Petrica mai ales primul. Felicitări.